Republica Moldova anual intră în țară 1,5 miliarde de dolari și doar 7% sunt investiți. Pentru a stimula migranții să investească banii în localitățile lor, organizațiile internaționale oferă granturi pentru inițierea afacerii. Prezentă de la începutul anilor 2000 în Republica Moldova, reprezentanța Hilsberg Austria International dezvoltă proiecte care contribuie la ridicarea nivelului de trai prin acordarea asistenței durabile în domeniul dezvoltării economice și protecției sociale. Considerăm că este absolut necesar ca în Republica Moldova să fie creat un fond pentru dezvoltare și acest fond pentru dezvoltare să fie accesibil pentru orice migrant care dorește să revină în Republica Moldova și să investească într-o afacere. De asemenea, acest fond trebuie să fie disponibil și pentru orice persoană din Republica Moldova. Recent, Hilsberg Austria în Moldova a lansat un ghid de gestionare și investire a remitențelor. Noi știm că foarte multă lume face garduri, își construiește casă, cumpără mașină și așa mai departe, însă în acest fel banii se termină la un moment dat. Investiția în dezvoltare, adică ar fi investiția într-o afacere care ar putea să aducă un profit pe viitor. Totodată, 7 moldoveni care au muncit mai mulți ani în afara țării au fost ajutați să deschidă o afacere în Republica Moldova. Alte câteva sute de persoane au fost instruite cum să gestioneze o afacere. Se implementează proiectul în 4 raioane. Este vorba despre Rezina, Șoldănești, Telănești și Orhei. Odată finanțați, cei antreprenori, cei migranți care au dezvoltat afacerile lor, au trecut un șir de instruire, au participat la diferite workshop-uri, mese rotunde, care le-au permis să-și dezvolte atât capacitățile antreprenoriale, cât și să creeze contacte, legături cu alți antreprenori sau cu alți parteneri din aceste 4 raioane sau chiar din alte raioane. Scopul proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile din Moldova, implementat de Hilsberg Austria cu suportul financiar al Uniunii Europene, este de a produce un model despre cum pot fi utilizați acești bani, în ce pot fi investiți pentru a aduce un nou profit. Acei beneficiari care au aplicat nu au fost obligați sau nu a fost necesar să contribuie financiar la suma de grant care a fost oferită lor, dar au arătat că anterior ei au investit în afacerile deja create din remitențele care au fost aduse de peste hotare. Una când lucrez, când ești angajat, dar una când ai angajat. Când ești angajat, ai venit la 8 și ai plecat la 5. Dacă n-ai angajat, poți să vii la 5 și te duci la 10, la 11, la 12. În 2005, când a cumpărat un lot de pământ la marginea șoselei, la 4 km departare de localitate, mulți l-au privit cu dezaprobare. Efim Curc susține însă că era conștient încă de pe atunci de potențialul acestui teren. Mă gândeam, drumul ăsta la noi, drumul european, aici la drum. Și așa și m-am gândit acum când fratele în Spania vrea să vie acasă, soacra, cumnata, cumnață în Italia, tot m-am gândit, schică n-or stragă, ei m-au mai finanțat, tot cât de cât un loc de muncă este. O afacere de familie, dacă așa sper și cred că așa și va fi. Acum, aici, în apropierea satului Mitoc, din raionul Orhei, este amplasat atelierul său de vulcanizare, specializat pe mașini mari. Ideea cu afacerea, de multe ori am observat asta, chiar în Austria. Am mai văzut și în Franța, tot așa. La Italia am fost odată, am avut o rută și am avut o problemă cu mașina și am intrat acolo chiar la un fermer, și am văzut, el acolo și trăia, acolo activa, acolo era tehnica. Terenul pe care acum este amplasat atelierul de vulcanizare, Efim Curc l-a cumpărat din banii proprii. L-a amenajat, a construit o porțiune de drum, a tras curent electric și a procurat echipamentele necesare pentru repararea autoturismelor. După destrămarea colhozurilor, utilajele agricole au fost lăsate să ruginească pentru că oamenii nu-și permit să facă zeci de kilometri până la Bălți sau Chișinău pentru a le repara. Practic am opintat eu grezele și tractoare, combaine și m-am gândit un atelier pentru reparație tehnică agricolă, dar mai mult am bazat pe asta, pe roțile astea mari. Utilajul pentru reparația roților mari nu l-a costat niciun ban, deoarece l-a primit de la Organizația Internațională Hilsberg Austria în Republica Moldova cu suportul financiar al Uniunii Europene. Așa utilaj care ne-a oferit mie Hilsberg, el este la Bălți, Chișinău. Hilsberg i-a oferit un grant în valoare de 15.000 de euro, fiind unul din beneficiarii proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile din Moldova. De acest proiect, antreprenorul a aflat prin intermediul unui ziar local.
A fost foarte surprins când s-a regăsit printre cei 7 câștigători ai programului de granturi. În cadrul grantului, tot ce am dorit, tot ni s-a oferit. Utilajul, montarea, demontarea roților, ridicător, aparat de sudat, calculator pentru diagnostică pentru mașini, de înșurubat, de balansat roțile astea mari, vulcanizator am obținut, tot ce ne-am dorit, tot ni s-a oferit. Pe lângă atelierul de vulcanizare, Efim Curc vrea să mai construiască un popas turistic de tipul celor care există în Occident. Popasul va include o piață agricolă unde locuitorii din împrejurimi își vor putea vinde produsele, un teren de joacă pentru copii, un WC public inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, duș și loc special amenajat pentru șoferii care vor să se odihnească. Înainte, cum era 10 ani în urmă, în Polonia, de gheață se începea cum acum la noi se pornește, la drumul ăsta național. Se repară drumurile, se deschid de diferite servicii. Și ne-am gândit la asta să trecem în servicii. De la europene a învățat să fie punctual, să presteze servicii calitative și să fie corect în relația cu partenerii de afaceri. Recunoaște că muncește din greu și aici, dar o face pentru copiii săi, iar aceasta este o investiție durabilă. Dacă te-ai pornit, trebuie să te oprești. Ce și nu ți-ar fi în cale? Cu investiții de câteva mii de euro, afacerile de nișă pot ajunge în doar câțiva ani la cifre de afaceri de zeci de mii de euro. Cel puțin așa speră Roman Juncu, un tânăr din Orhei care și-a pus pe roate, la propriu și la figurat, un laborator mobil electrotehnic pentru cabluri cu ajutorul căruia localizează defectele în cablurile subterane de energie electrică. M-am gândit la multe afaceri, dar asta mi s-a părut cea mai prosperă din cauza că tot e legat de curentul electric, toți suntem dependenți de lumină, și apar defecțiuni care numai cu ajutorul aparatului să putem să le detectăm. Din lipsa de capital suficient pentru inițierea unui mic business, tânărul pleacă în 2003 în Italia, dar la scurt timp revine acasă. Chiar dacă ar putea oricând migra în Occident, Roman spune că nu este deloc atras de această idee acum, când are pusă pe picioare propria afacere. Suntem nevoiți să plecăm ca să găsim o sursă decentă de trai, dar în inimă noi toți vrem înapoi să venim la noi, la patria noastră. Cum spune și pământul ajută pe autohton. Ideea creării unui asemenea laborator mobil electrotehnic i-au sugerat-o prietenii. Aceștia fiind electricieni de profesie și activând în domeniu de ceva timp, i-au devenit între timp asociați. Eu după profesie sunt economist și noi suntem, facem o simbioză, adică el partea tehnică, partea electrică, eu sunt mai degrabă partea economică, contabilă, dar în viitor vreau și eu să termin ceva anume legat de electricitate. Astfel, fiind încurajat de prieteni și susținut financiar de către sora sa, care se află astăzi peste hotare, Roman aplică la programul de granturi mici remitențele dezvoltă comunitățile din Moldova implementate de Asociația Obștească Hilsferga Austria cu suportul financiar al Uniunii Europene. Asociația îi oferă sub formă de grant echipamentul necesar pentru laboratorul electrotehnic pe cabluri în valoare de 15.000 de euro. Unul din aparate, cu ajutorul căruia putem să depistăm și țevi din metal, de exemplu conductoare de gaze sau de apă, tot cu el putem să depistăm și cabluri sub tensiune. Tot s-a început la un ziar, eu mă duc ziarul acasă pe Aruhian, acolo era scris anunțul dat, am arătat la părinți, la familie, nimeni nu a crezut, a spus că asta nu-i posibil. Eu am încercat, am scris, am fost, am făcut și când am arătat succesul meu care l-am primit în primul rând la familie, au rămas foarte uimiți. Orice utilaj electric este supus unor defecțiuni care pot periclita activitatea unei întreprinderi, a unei școli sau chiar a unui oraș întreg. Cu ajutorul acestui utilaj se poate determina, folosind metoda inducției sau cea acustică, atât locul unde este defectat cablul, cât și adâncimea la care se află acesta. Roman prognozează să angajeze minimum 4 persoane calificate. Viitorii angajați sunt de asemenea persoane tinere, cărora antreprenorii speră să le acorde un viitor sigur acasă. Roman consideră că sectorul TIC este un domeniu strategic în care merită să se investească. În plan e laborator pe fibră optică, depistarea defecțiunilor fix ca laboratorul care îl dețin acum să facă aceleși funcții în cazul fibrei optice. Roman recomandă celor plecați peste hotare să deschidă mici afaceri în localitățile lor care le-ar genera profituri. Tânărul este convins că poate fi profitabil să fie antreprenor în Republica Moldova, atâta timp cât nu te lași descurajat la primul obstacol, dacă ești atent la cheltuieli și practici o politică de prețuri corectă.
Roman Popa, un tânăr originar din satul Mândrești, raionul Telenești, este un exemplu bun de urmat pentru mulți concetățeni. Acesta, după 2 ani petrecuți în Portugalia, timp în care a montat din greu poduri de fier, revine acasă și investește banii câștigați peste hotare într-o crescătorie de iepuri. Când eram copil, creșteam iepuri acasă. De aia și mi-a venit ideea. Știam cam ce lucru trebuie la o fermă, cum să ai grijă, igienă, chestiile astea. Roman a început să-și pună pe roate afacerea în 2011 și a pornit-o cu amenajarea teritoriului pentru viitoarea crescătorie. Tânărul a cheltuit o sumă impunătoare de bani pentru reutilarea unui garaj vechi, rămas pustiu după destrămarea Imperiului Sovietic. Doar pentru conectarea viitoarei ferme la rețeaua de distribuție electrică, Roman a investit peste 3.500 de euro. Astfel, în scurt timp, antreprenorul a realizat că banii câștigați peste hotare cu multă muncă nu sunt suficienți. Întotdeauna mi-am dorit acasă să am un business, cum un business, să am ceva care să lucrez acasă, nu să lucrez în hotare. Între timp, sfătuit de niște prieteni, Roman aplică la programul de granturnici Remitențele dezvoltă comunitățile din Moldova, implementat de Asociația Obștească Hilsferg Austria cu suportul financiar al Uniunii Europene. Era speranța, cum auzisem, că sunt proiecte care mulți câștigă. Și mergeam cu speranța că va fi tot bine. În rezultat, tânărul din Telenești câștigă un grant în valoare de peste 9.000 de euro. Cu acești bani, Roman a importat din Italia 48 de cuști moderne pentru iepurii săi. El consideră că a reușit să-i convingă pe donatorii europeni să-i financeze afacerea datorită faptului că avea deja arendat garajul, câțiva iepuri erau cumpărați și plus la aceasta construise de unul singur câteva cuști. Ne-am construit cuști pentru femeile din banii mei și rămăsesem fără bani la un moment. Cu ajutorul acestui grant am obținut cuști pentru tineret. Ulterior, prin intermediul altor programe, Roman mai câștigă 2 proiecte în valoare de aproximativ 6.000 de euro. Cu acești bani își procură ventilatoare și cuști pentru însămânțarea femeilor. La un calcul estimativ, tânărul spune că are investiții până acum de peste 50.000 de euro. Roman ezită să spună cât câștigă din această afacere, deoarece nu a avut până acum vânzări de proporții. Deocamdată își vinde marfa localnicilor și mai multor magazine din Telenești. Am cumpărat 20 de femei și încet am început să mulțesc, să-i mulțesc, până am ajuns. Am 150 de tineret, 60 de femei și 6 masculi la moment. Dacă lucrurile vor merge la fel de bine și în continuare, în 3 ani tânărul speră să ridice capacitatea fermei până la 5.000 de iepuri, adică de 20 de ori. Dacă deschizi un mic business, ești tu stăpânul, că în alte țări trebuie să muncești pentru altcineva, aici muncești pentru tine, plus la asta mai dai o speranță la un om din sat, la un vecin și poate să mai lucreze și el. Roman Popa este convins că tinerii trebuie să investească acasă. Este sigur că mai mulți migranți pot să-și deschidă propria afacere ca să nu mai fie nevoit să se întoarcă la muncă în străinătate. Mai ales că tânărul antreprenor a demonstrat prin investiția sa că acest lucru este posibil dacă se depune mult efort și energie. Prima dată am început să folosesc metalul, cred că la construcția casei personale. N-am avut putință, știți, să cumpăr lucruri gata, făcute de cineva. Așa mi-a fost soarta, a rămas fără de părinții tânări și am început să folosesc fiecare metodă de a nu plăti bani. Prima lucrare din fier pe care a făcut-o pe atunci profesorul de arte plastice din Negureni, Victor Zmuncilă, au fost ușile de la propriul beci pe care le mai păstrează și astăzi. Când am făcut ușile, am împrumutat un aparat de sudare de la un prieten. Pe urmă, tot și-am jertfit. Am mai făcut economii dintr-o parte din alta și am cumpărat am eu un aparat de sudare. Știți, ca la țară, la unul lopată, la unul o portiț, tot așa, din și în și, crește gustul, totodată și cererea. Pentru ca să-și financeze ideile antreprenoriale, a trebuit să plece în 2002 în Rusia la muncă. Dar așa cum nici banii câștigați peste hotare nu au fost suficienți, în următorii 4 ani, Victor împreună cu familia sa se ocupă de grădinărit. Abia peste 6 ani, adică în 2008, reușește să pună pe roate micul său atelier. Unii crescut și te-ai născut dacă activezi, altfel te simți împrejurările tale. Cu mult mai ușor te simți.
Când a pornit afacerea, l-a ajutat financiar fratele său Leomid, care muncește în Europa. Pentru început, Ferrarul a cumpărat o încăpere pe care a transformat-o în atelier de prelucrare a fierului. Deși aceasta l-a costat numai 70.000 de lei, pentru restaurarea și utilarea atelierului, Victor a trebuit să scoate din buzunar sume importante de bani. A fost o încăpere foarte săracă, în felul ei, distrunsă, iată așa se face afacere. Trebuie să te jertfești din leu. Deși profitul pe care îl obținea îi asigura un trai decent, Ferrarul decide să-și extindă afacerea. În acest sens, Victor Zmuncilă a aplicat la programul Remitențele dezvoltă comunitățile din Moldova, implementat de Asociația Hilsferg Austria Internațional și finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul său a ajuns să fie unul din cele 7 câștigătoare și Ferrarul a obținut un grant în valoare de aproape 15.000 de euro. Deoarece filozofia celor de la Hilsferg presupune ca beneficiarilor să nu le se dea bani, ci echipamente și utilaje, din acest grant antreprenorul și-a procurat o mașină de amprentat fier forjat. În cadrul grantului am obținut un aparat de amprentat fier cu diferite forme, cu 15 forme, plus un compresor mare, unul mic, niște polizoare unghiulare, un aparat de amprentat captele la fier, așa numit talpa găștii. Acum că are mai mult de lucru, Victor are angajate deja câteva persoane. Salariile decente pe care le primesc angajații le asigură un trai mai bun familiilor lor. Antreprenorul spune că nu duce lipsă de clienți, chiar dacă locuiește la sat. Și asta deoarece, spune el, astăzi oamenii vor varianta de oraș și pun mare preț pe originalitate. Cred că dacă să luăm lucru bazat pe 5 faze de dezvoltare, eu cred că suntem noi amândoi între 3 faze. Eu cred că afacerea vreau să dezvolt mai departe și mai bine. Când creezi locuri de muncă la sat, asta mult înseamnă. Nu, unii era greu, unii trebuie să duci la Chilenia și trebuie să duci la altă parte. Dar mă, ești format pe loc aici, ne-am sunat la telefon, ne-am înțeles, făc contract, sprinește lucruri bune. Mă mândresc cu așa oameni. Ferrarul este încrezut că nu există în zona sa un alt meșter ce ar putea concura cu el pe picior de egalitate. Este convins de acest lucru, mai ales după ce a câștigat un tender anunțat de primăria satului Negureni, în care locuiește, pentru construcția unor pavilioane pentru grădinița din localitate. Oferta Zmuivina Dorvic Metal a fost selectată ca fiind cea mai bună la raportul calitate-preț și perioada de executare a lucrărilor. Ne-a lăsat o impresie foarte bună și anume de ce. Noi, în timpul când dumnealui a aranjat aceste foișoare, eram în reparație. Zic, domnul, dumneavoastră să ieșiți în timp, noi iată și da, trebuie să deschidem grădinița. Eu, dacă am promis, o să ies în termen. Și așa a fost. O noapte n-a dormit, dar când dimineața a venit, totul era în regulă. Pentru a-și extinde micul business și pentru a mări productivitatea, antreprenorul spune că continuă să investească în utilaje noi și performante. Dar cel mai mult se bucură că și-a convins copiii, fata și băiatul, să rămână la baștină și să lucreze alături de tatăl lor. Cum i-am convins? Foarte simplu. Ca să ducă ei undeva să-și facă o afacere, trebuie să o iei la început. Dar și afacere gata, nu m-am lucrat. Victor a recunoscut că, dacă ar fi să o ia de la început, tot ar investi într-o afacere cu fier, deoarece este o activitate de durată și sigură, care în timp poate aduce profituri frumoase, doar că e nevoie de multă muncă, ambiție și dorință de a învăța. Petru Găină a devenit antreprenor la numai 19 ani, când încă nici nu terminase bine liceul. După ce două veri consecutive a muncit alături de tatăl său în Rusia, Petru a decis să pornească cu banii adunați peste hotare propria afacere. A ales să crească coacăză și ioștă, o încrucișare între coacăză și agriș. Eu în ioștă am crezut că dacă el a fost la Moscova, el ați vrei mai departe să ducă, să guște bani și ala, dar a văzut că lucrul în străinătate nu e așa de ușor cum pare. Astăzi, Petru Găină are plantați 25 de ari cu coacăză, iar pe alți 17 ari crește ioștă. De pe un hectar de coacăză se poate obține o recoltă de până la 2 tone de pomușoare. Prima recoltă de coacăză, 500 de kilograme, a fost vândută la piețele din Chișinău. Mama băiatului, Aliona Găină, spune că acestea nu sunt decât roadele investiției făcute. Până acum, Petru a investit 10.000 de lei bani proprii. Numai butașii pe care i-a cumpărat de România l-au costat 43.000 de lei. Alți 16.000 de lei Petru i-a investit în utilaj necesar pentru prelucrarea solului. Mama băiatului recunoaște că pe lângă investiții, Petru a și muncit foarte mult, fiind pe plantații de dimineață până seara târziu. Toată vremea îl ținem, chiar dacă e greu câteodată,
dar mai mult el pe noi ne ține de noi pe deodată îmi pare că ne lăsăm mâinile în jos. Dar el nu, el speră că totul o să fie bine. Investiția pe care a făcut-o Petru Găină este una de durată, deoarece coacăza și ioșta rodesc încă 25 de ani de la plantare. Însă, pentru a avea certitudinea că investiția va fi bine protejată, Petru a aplicat la programul de granturi mici oferit de reprezentanța Asociației Obștești Hilsferg Austria în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană. Scopul este de a ajuta sau a da un suport celor migranți atunci în țară sau beneficiari de remitențe de a-și crea propriile afaceri sau a dezvolta afacerile existente. Hilsferg a oferit un grant în valoare de 15.000 de euro, cu care a procurat o plasă antigrindină care îi va proteja plantațiile nu doar de grindină, ci și de razele ultraviolete, de înghețuri și de insecte. Plasa are termen de valabilitate de 10-15 ani, iar stâlpii care o susțin nu au practic termen de valabilitate. Desigur că acest sistem este costisitor. Materialele care sunt folosite sunt de calitate superioară. Acest sistem care îl vedeți aici este unul dintre cel mai eficient, adică mă refer la raportul investiției și eficiență. Reușita pe care a avut-o la implementarea microproiectului obținut de la Hilsferg l-a determinat pe Petru să identifice și alte surse de finanțare. Astfel, la sfârșitul anului 2013, Petru are în palmares 3 proiecte câștigate. Cei de la ODIM i-au oferit 2.000 de euro pentru a achiziționa sisteme de irigare pentru picurare, iar cu ajutorul grantului acordat de PNAE, tânărul cumpără utilaje. I-aș dori să fie așa entuziasm, să aibă un entuziasm așa mai departe, să nu lăși mâinile jos și să fii optimist. Și ești spune în gând, toți se îndeplinează, că eu asta să țin oricând. Petru intenționează să crească și alte specii de pomușoare, mai ales că piața de desfacere există. Când au avut loc filmările, tânărul era plecat în Cehia la un seminar unde învăța despre cultura căpșunii. Ca să faci o producție în seră, îți trebuie și încălzări, îți trebuie și multe. Și el zice că o să ne străim să facem și una și alta. Deși are o afacere profitabilă, Petru nu și-a abandonat studiile. Tânărul antreprenor este student la Academia de Studii Economice, Facultatea Merceologie și Comerț. Povestea lui Petru este un exemplu de succes când se poate face o afacere prosperă pe o suprafață mică și cu investiții minime. În ciuda unei piețe dificile și provocărilor pe care le-a întâlnit, povestea familiei Taban este un exemplu bun de urmat pentru zeci de mii de familii cu părinți și copii plecați în străinătate. Vasile Taban gestiona, începând cu 1995, o moară de măcinare a cerealelor în satul Țahnăuț, la 10 km departare de orașul Rezina. La un moment dat, antreprenorul decide să deschidă pe lângă moară și o burtărie. În acest scop, el contractează un credit de 600.000 de lei, la o dobândă de 18% anual pentru a cumpăra cuptorul. Lucrurile s-au complicat atunci când firma ce urma să livreze utilajul a întârziat cu jumătate de an, asta deși ratele la credit trebuiau plătite în termen. Am fost nevoiți ca să ne stopăm, să închidem și să plecăm peste hotare pentru a ne acheta cu creditele bancare. S-au aliniat la lucrurile astea, familia, și împreună a lucrat stihotare. Atât soțul i-am, cât un timp care a fost și băiețul. Unindu-și eforturile, familia Taban restituie în termen, timp de 5 ani, împrumutul care s-a ridicat până la urmă la 1.000.000 de lei. Cu toate acestea, Vasile Taban nu s-a lăsat descurajat și a continuat să investească în afacerea pornită acum 2 decenii. Problemele și dificultățile sunt pe tot locul, numai la noi. Nu înseamnă că dacă ai întâlnit unii greutăți, unii probleme, de acum totul e terminat împrejur. Trebuie să găsești modalitatea, căile de ieșire din situație. Astăzi, Vasile Taban are parte de sprijinul fiului său, Ion Taban, care a revenit acasă după 6 ani petrecuți în Italia. În străin ești în străin. Dacă să știi că ești stăpân, ești sigur și ești ferm convins în ceea ce faci. Ceea ce faci, faci pentru tine, pentru viitor, pentru familie și rămâne acolo pe loc. Lui Ion îi aparține ideea de a aplica la programul de granturi mici oferit de reprezentanța Asociației Obștești Hilsferg Austria în Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. Investitorii austrieți s-au lăsat convinși de proiectul investițional propus de Ion și i-au oferit ulterior utilaj sub formă de grant în valoare de 15.000 de euro. Cu banii oferiți de Hilsferg Austria, tânărul a procurat din Ucraina o moară de măcinat porumb și o linie de ambalare a produselor de morărit.
este foarte binevenit pentru agenți pentru a dezvolta afacerea până la aceea ca să producă și să realizeze producție finită. Familia Taban nu are rezerve în privința pieței de desfacere, deoarece localitatea unde își desfășoară activitatea este situată la hotarul a trei raioane, Rezina, Râbnița și Șoldănești. Atât tatăl cât și fiul nu au rezerve nici în privința profiturilor pe care urmează să le obțină, mai ales că o parte din materia primă va fi asigurată de producția proprie. Ne gândim ca să promovăm afacerea, să deschidem locuri noi de muncă în localitate pentru viitor. Avem intenția de a amplasa, să spunem, un echipament pentru o producere și măligă gata. Ion Taban a rămas nu doar impresionat, dar și foarte mulțumit de sprijinul informațional și financiar de care a beneficiat în cadrul programului implementat de reprezentanța Hillsberg Austria în Moldova. El spune că, chiar dacă nu ar fi câștigat acest proiect, ar fi fost suficientă și informație utilă pe care a obținut-o în cadrul seminarilor organizate de Hillsberg. Vasile și Ion Taban din Țahnăuț, Rezina, demonstrează că afacerile în familie pot deveni un veritabil motor pentru creșterea economiei naționale. Este normal ca lumea să știe, să încerce să dezvolte ceva, să promoveze, după aceea poate să meargă, să bată în uși, pentru că mai am nevoie de aceea, mai am nevoie de aceea. Nu e ușor, așa că nu trebuie să nimeni să spare de greutăți, dar trebuie să facă un pas. Dacă faci un pas, îl faci și pe doilea, îl faci și pe treilea și iată și numai așa te poți ridica, poți merge înainte. Ajuns șomer după absolvirea Universității Agrare din Chișinău, Ștefan Sandic emigrează în Marea Britanie și se angajează într-o firmă specializată în producerea ambalajelor pentru produsele alimentare. Plictisit de monotonie specifică occidentalilor, Ștefan se întoarce după 5 ani în țară și hotărăște să se facă prisăcar, întrucât el și fratele său reprezintă a treia generație de apicultori în familie. La noi albinele au apărut încă de la bunelul nostru și este o tradiție care cu fratele am decis ca să dezvoltăm afacerea asta mai departe. Am fost amic psihotare și ne-am întors înapoi și am spus să ne ocupăm cu apicultura. Experiența prin care a trecut Ștefan în Occident îl determină să se implice în diverse proiecte comunitare care finanțează în special gastarbeiterii. Astfel, cu banii obținuți din primul grant, tânărul reușește să-și procure primii săi stupi. Mai beneficial sunt de alte proiecte, adică și am văzut că da, sunt proiecte, asta e altă treabă că este greu și calea este lungă și necesită mult timp și multe capacități, dar în Moldova e greu, asta cred că nu-i noutat pentru nimeni. Această experiență îl determină pe Ștefan să caute noi oportunități de finanțare. El aplică în scurt timp la programul de granturi mici Remitențele dezvoltă comunitățile din Moldova, implementat de Asociația Obștească Hillsberg Austria Internațional cu suportul financiar al Uniunii Europene. În apicultură este o problemă extragerea mierii. Extragerea mierii nu trebuie să o extragem cât mai rapid. Devenind unul din cei 7 beneficiari ai proiectului, Ștefan obține un grant în valoare de 15.000 de euro. Cu acești bani, el procură un laborator mobil de extragere a mierii, cu o productivitate de 300 kg pe oră. Deci procesul de foc se începe de la aici, pe ușa, de aici. Vine apicultorul cu magazinul cu rame, miere. Este un laborator ce corespunde standardelor europene. Îl aducem direct lângă pisacă, extrage mierea și nu numai pentru miere. Putem să transporta și stupi, prin el producem regine de albini. Noi, în intermediul lui, putem să colectăm polen, propolis, sau condiționăm, adică tot, absolut toate produsele care sunt în apicultură putem să-l facem prin intermediul acestui laborator. Tânărul prisăcar recunoaște că banii obținuți din grantul reprezintă numai a 5-a sau chiar a 6-a parte din investițiile făcute de el și de asociații săi în ultimii ani, de când a pornit afacerea Făgurașul de Aur, înregistrat în satul Șipca din raionul Șoldănești. Astăzi Ștefan se poate lăuda cu peste 1000 de stupi, pe care îi îngrijește împreună cu fratele și câțiva prieteni, reveniți și ei de curând din străinătate. În primul rând, dacă familia și apropiații nu te-ar ajuta, din start nici n-are rost de apucat de făcut afacere în Moldova. Ștefan Sandic îi sfătuiește pe migranții care vor să investească acasă să se documenteze bine și să fie extrem de vigilenți atunci când aleg genul de activitate și locul amplasării întreprinderii, acestea fiind de o importanță strategică pentru o afacere de succes.
În spatele celor 7 afaceri implementate în cadrul proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile din Moldova sunt adevărați entuziaști care au știut să-și argumenteze ideile, intențiile de afaceri. Fiecare dintre ei a dezvoltat o afacere și această afacere, vă zic că este un model, poate servi un model pentru toți cei care vor să dezvolte o afacere în Republica Moldova. Au investit mult în educație, în pregătirea profesională și ar fi fost nedrept dacă nu își materializau cunoștințele acumulate în anumite domenii. Acești 7 beneficiari de granturi în cadrul proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile în Moldova sunt oameni care au deja o schimbare în mentalitate și în acest context pot să fie un model bun pentru dezvoltare. Acești oameni au devenit mai responsabili, cu o altă gândire și capacitate de a analiza o situație creată. Acum, ei își mențin statutul social pe care îl merită fiecare.